Bine v-am găsit! Suntem din nou împreună cu Romulus Câmpan. Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Văd că ai fosile cu tine. Văd o fosilă, de la distanță se vede foarte clar pe ea o frunză. Poți să ne spui puțin despre fosila ta, ce înseamnă? Am în mână un suport de conglomerat de cochilii de diferite vietăți marine, da? Împreună cu o amprentă superbă a unei frunze de foioasă. Da? Spun că am în mână două fosile pentru că văd amprenta unei frunze de copac terestru. Da? Deci nu este frunza suport... ține, ci este o amprentă. Este amprenta acestei frunze, da? Și pe un suport de cochilii fosilizate de vietăți marine. Da? Ce au în comun cele două. Da? Am putea să începem discuția cu ce caută o frunză de fag. Parcă așa arată, nu? Da. Mai mult sau mai puțin. Ce caută o frunză de fag? Da? La mare. La mare. S-a dus în concediu. S-a dus în concediu, a dus-o cineva de dorul dusului pe litoral. Da? N-ar fi mare lucru ca o frunză de fag, da, să aterizeze cumva pe fundul unei mări, pe un strat de cochilii care tocmai se fosilizează. Da. Dacă ar fi să acoperim repede frunza și să rămână acolo, dar la presiune mare, n-am mai putea cumva descurca. Da, ne-am putea minuna. Evoluția ne spune însă că această fosilă a luat naștere, frunza a căzut pe acest suport, s-a așezat încet peste ea straturi de sedimente și am primit această fosilă minunată. Care este problema? Că nu e frunza aia. Nu numai că nu e frunza, frunzei i-ar fi trebuit o perioadă extrem de lungă, de sute de mii sau de milioane de ani, ca să rămână în această poziție, cu o presiune destul de mare, fără putrefacție, ca să dea această urmă. Problema cea mai mare a acestei lumi este stricăciunea din ea. Un lucru pe care îl lași la voia întâmplării, chiar dacă nu putrezește, de exemplu, mașina, nu? Se dezintegrează. Deci cea de-a doua lege a termodinamicii mă obligă să trag concluzii. Cum a ajuns însă această frunză să rămână după câteva mii de ani dovadă a unei catastrofe, este lipsa condițiilor propice pentru putrefacție sub o presiune constantă și destul de ridicată. Ce mă minunează pe mine sunt detaliile acestei frunze pe un suport de un suport destul de dur. Mă gândesc ce presiune imensă a trebuit ca să muleze frunza în așa fel încât să se vadă detaliile. Detaliile superbe ale acestei frunze mă duc cu gândul la, iarăși trebuie să mă duc cu gândul la potop, care mi-a asigurat îngropare extrem de rapidă la o presiune destul de mare ca să îmi obstrucționeze putrefacția și să pot să am această amprentă fosilă de astăzi. Apropo de potop, este foarte la modă și foarte vehiculată această afirmație, cum că știința nu poate să susțină, nu poate să demonstreze existența potopului. Am vrea să discutăm în continuare despre știință, despre metoda ei de investigație și probabil mă gândesc vom ajunge spre finalul emisiunii și la religie, religiozitate. Este teologia sau religia științifică? Putem să discutăm. De obicei copiii sunt învățați la școală, în mass media este destul de împământenită această idee, cum că religia și știința nu fac casă comună. Ce părere ai, Romulus, despre genul acesta de abordare? Mi-am făcut un obicei din a-i căuta pe mai mari înțelepciunii și ale celor părerea. Pentru mine, Francis Schaeffer este nu numai din cauza accepțiunii generale, unul dintre cei mai mari gânditori contemporani, ci deoarece toată opera sa și toată viața sa de creștin devotat și de gânditor creștin devotat rămasă în scrierile sale sprijină acest lucru. A scris o carte superbă, se numește Demisia rațiunii, o carte pe care
O recomand tuturor celor care doresc să gândească sau să privească rațiunea dintr-o perspectivă creștină extrem de sănătoasă și realistă. Este o carte în limba română? Exact. Da. Exact. Discută la un moment dat despre Sir Francis Bacon, unul dintre, sau să o spunem deschis, întemeitorul metodei științifice moderne, spune următoarele. A spus în lucrarea sa intitulată Novum Organum Scientiarum că prin păcat omul și-a pierdut atât inocența cât și stăpânirea asupra naturii, oferind drept soluții religia și credința întâi, iar mai apoi artele și știința. Comentând această afirmație, Francis Schaeffer, în cartea de care am pomenit, spunea următoarele. Știința ca atare și arta ca atare a fost înțeleasă ca o activitate religioasă în cel mai bun sens al cuvântului. Francis Bacon nu considera știința ca fiind autonomă, deoarece și aceasta era obiectul revelației Scripturii în momentul căderii. Schaeffer făcea afirmația aceasta acum că știința este o activitate religioasă în cel mai bun sens al cuvântului. Care este sensul acesta bun al cuvântului și care ar fi un sens rău al cuvântului? Căutăm sensul bun al cuvântului atunci când putem să identificăm conținutul, deci validarea conținutului unui cuvânt, da, în contextul respectiv. Da? Deci pentru, să spunem, contextul științific, dacă luăm contextul științific de astăzi, care a priori spune că religia, teologia nu au ce căuta în știință, da? Atunci nu putem, sau n-ar trebui să putem să denumim religia și teologia ca fiind știință. Da. În schimb, în momentul în care începem cu revelația, deci începem cu Dumnezeu, pentru că așa începe Scriptura, da? La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, da? Deci Dumnezeu este din capul locului, la bun începutul a tot ceea ce avem. Deci, ce spune Schaeffer? Din primul moment, face parte știința, da? Pentru că ce este știința? Cunoașterea unor detalii asupra unui fapt dat. Da? De ce am nevoie ca să pot să fac știință? Am nevoie, în primul rând, de instrumente pentru a face observație, am nevoie de ochi, am nevoie de inteligență, am nevoie de simț comparativ, am nevoie de rațiune. Da? Deci, în momentul în care discut despre știință și toți oamenii de știință care neagă teologiei și religiei dreptul la știință, folosesc investiția divină a inteligenței din ei, da? Care le-a fost dată de la Adam încoace, ca să nege religia. Deci știința pe care o fac ei, da? Și știința pe care vor să o facă, are ca instrument tocmai ceea ce le-a dat Dumnezeu, da? Și pe care ei refuză să-l accepte. Deci în momentul în care spun că știința a fost activitate religioasă în cel mai bun sens al cuvântului. De ce? Pentru că știința, în momentul în care face o investigație, o face cu instrumentele lui Dumnezeu despre creația lui Dumnezeu. Bun, în momentul în care știința, făcând uz de instrumentele lui Dumnezeu, cercetând creația lui Dumnezeu cu prejudecată antidumnezeiască, devine cu totul altceva decât știința. Vedem că știința actuală nu mai este așa cum s-a dorit la început, cum Francis Bacon dorea să fie știința. De ce, unde a intervenit această schimbare, acest macaz în lunga perioadă de existență a științei sau în perioada de existență a științei și care a fost scopul acestei schimbări în abordarea științifică? Interesantă întrebare. Cu greu aș putea să-mi aduc aminte de o instanță când am fost întrebat care este motivul pervertirii științei. Da. Unde trebuie să încep să caut? Da? Aș putea să încep să caut în mod empiric, da? În jurul meu. Și atunci n-aș ajunge la concluzii deosebit de interesante. Mă apuc să caut din nou în Scriptură. Da? Da. Și să văd unde a început știința să fie folosită la cu totul altceva decât ar fi trebuit să fie folosită. Două exemple. Unu. Noe.
ce detalii a primit Noe atunci când și-a construit arca? Cât de înaltă, cât de lungă, cât de lată, da? I s-a dat un obiect tridimensional, apucă-te și construiește-l. Și chiar esența lemnului s-a spus. Da, i s-a spus din ce s-o faci. E o chestiune foarte interesantă. Ceea ce Scriptura folosește în limbajul scriptural, ca așa zisul lemn de gofer, are de-a face cu o întreagă terminologie a mântuirii. Acel lemn nu există practic. Deci, cum se duce lemn de chiparos, nu are nimic de a face lemnul de gofer. Cafar, gofer sunt o terminologie și un context superb care vorbește despre mântuire. Și, într-adevăr, mergem mai departe acum. O punem la o parte, da? Da. Deci, i s-au dat lui Noe câteva detalii, da? Și i s-a spus, te rog să construiești un edificiu, da? Un ocean liner imens. Nu știm despre el că s-ar fi dus la facultate sau să fi terminat vreo facultate de construcție de navală, etc., etc. N-avea computere, n-avea nimic, probabil avea cap și avea și minte. Da? Da. A folosit știința care era revelație în momentul respectiv, da? Da. Pentru un lucru bun. Mergem mai departe și citim despre turnul lui Babel. Și găsim un edificiu imens despre care spune Scriptura că cei care îl proiectaseră să ajungă până la cer. De fapt, nu până la cer trebuia să ajungă, ci până la locuitorul cerului, despre care știau că este Dumnezeu. Da. Și pe care probabil vreau să-l aducă jos, așa cum a încercat Satan invers să o facă, el vrea să urce mai sus. Ei n-au râs probabil decât să-l aducă jos. A venit Dumnezeu jos. Și a luat toată știința pe care o aveau până atunci și o pervertiseră. Da? Și a încurcat-o. Ca după aceea să nu poată să-și mai ducă omul la bun sfârșit planurile științifice rele. Da? Deci în primul caz o știință folosită într-un scop bun, exact. Și în al doilea caz o știință pervertită. Exact. Deci știința este ceva neutru pe care eu pot să o folosesc într-un scop pozitiv sau într-un scop negativ, în funcție de obiectul meu sau scopul meu final, unde vreau eu să ajung cu ea, o folosesc ca un fel de cârjă. Iau expresia asta pentru că s-a spus că religia este un fel de cârjă pentru omul slab. Vedem că și știința poate să fie o cârjă pentru ceea ce eu doresc să demonstrez. Dacă, de exemplu, vreau să demonstrez, eu știu, comunismul, că este foarte bun, o să spun folosind un limbaj științific, demonstrând lucrul acesta, iată ce bun este comunismul. Dacă vreau să demonstrez democrația ca fiind bună, voi folosi iară un alt limbaj și voi demonstra tot științific, uite ce democrația este mai bună decât comunismul. Dacă vreau să demonstrez cu tare sau cu tare lucru, voi folosi știința în scopul meu. Este chiar atât de slabă știința? A spus un lucru destul de interesant. Știința este neutră. Folosesc cuvântul neutralitate rar și încerc să o fac cu discernământ, pentru că rar se poate discuta de neutralitate. Da? În momentul în care există un instrument, de obicei acel instrument este folosit. De exemplu, un bisturiu pot să-l folosesc pentru a vindeca și pot să-l folosesc pentru a cauza suferință. Da. Da? Da. Știința este un instrument al omului prin care sau poate să se apropie de Dumnezeu sau și să-i facă pe alții să se apropie de Dumnezeu sau se poate depărta pe sine însuși cercetătorul și pe alții de Dumnezeu. Cine, de ce și cu ce scop a pervertit adevăratul scop al științei? Mi-aș permite să îl citez din memorie pe Comenius, da? Pe Ian Comenius, părintele didacticii moderne, da? Despre care am învățat mulți dintre noi, din a cărui didactica magna, care este considerată până azi baza educației moderne, putem să înțelegem un singur lucru. Știința și educația ca atare ar trebui să aibă ca scop înțelegerea lui Dumnezeu
și facerea voii lui Dumnezeu. Deci pentru acest adevărat om de știință, știința ca atare era un instrument de a se apropia pe el însuși și pe copii de Dumnezeu. Acum, ținând acest lucru în minte, să vedem cine și cu ce scop încearcă să pervertească adevăratul scop al științei. Nu știu dacă ți-aduci aminte, în primele zile, săptămâni, de după căderea regimului comunist în România, în 89, da, și după aceea în 90 imediat, care a fost unul dintre cele mai prezentate filme de desene animate la televiziunea română? Îți aduci aminte de Ferma Animalelor? Da, mi-aduc aminte. După Orwell. Da. În desenul animat respectiv, un personaj cu scopuri meschine și-a educat o întreagă generație de relativiști pe care a putut să-i folosească cum a vrut atâta vreme cât le-a asigurat mijloacele de a-și satisface propriile pofte. Cine să fie oare în spatele pervertirii științei care ar trebui să aibă ca și scop cunoașterea și facerea voii lui Dumnezeu? Propriile pofte? În primul rând, Satan, a cărui scop este să-l ducă pe om nu numai departe de Dumnezeu, ci în același loc în care el singur știe că va ajunge. Da. În al doilea rând, interesant, dacă cineva are curiozitatea să studieze, de exemplu, documentele de bază ale ONU, ale UNESCO, da? Ale celor mai înalte foruri internaționale de educație și învățământ, va trebui să observe că evoluționismul este pus la baza educației. Întreb eu, are cineva nevoie de o întreagă generație de tineri, într-o zi adulți, pe care să poată să-i manipuleze cum vrea? De ce ar avea nevoie de o asemenea generație? Dacă n-am avea scriptura, atunci n-am ști, da? Atunci am privit spre viitor ca spre ceva pe care comunismul încerca să ne-l înfățișeze glorios și în roșu. Da. Avem însă scriptura și știm că va veni o zi când un om al păcatului, pe care scriptura numește anticrist, va face lumea să se minuneze de ce poate el să facă, de frumusețea persoanei sale. Și ce legătură are asta cu evoluționismul? Dacă poți să lămurești pe om că a luat ființă și că trăiește independent de Dumnezeu, da, poți să-i devii tu însuți Dumnezeu, pentru că omul nu poate trăi fără cineva de care să depindă. Din păcate găsim în istoria comunismului povești în care copii în propriile lor familii au fost lămuriți de guvern că tata și mama guvern sunt mai importanți decât tata și mama de acasă, și dacă tata și mama de acasă fac lucruri anti-guvern, tu să vii la tata și mama guvern să-i spui. Și așa au ajuns, de exemplu, în Uniunea Sovietică, copii să devină eroi ai comunismului, pe care după aceea... părinții. Care a mers și și-a vândut proprii părinți. Bineînțeles, după aceea regimul s-a gândit să îi împuște și pe acești copii, ca să nu poată să spună când vor ajunge la vârsta maturității cum au ajuns să facă aceste lucruri. Deci, ia-l pe copil de sub influența lui Dumnezeu și atunci poți tu să-i fii Dumnezeu. Deci tot ceea ce spunem noi uneori, învățământ neutru, ar fi neutru, da? Dacă aș deschide cartea de biologie și ați găsit la partea de cum a luat naștere universul și cum au luat naștere ființele, dragul nostru elev, în această lume, împărțită din punct de vedere filozofic, găsim două curente principale de idei, pe lângă multe altele mărunte. Una spune că Dumnezeu a creat această lume, cealaltă spune că a luat naștere prin evoluționism. Este la latitudinea ta să discerni, să te gândești, să iei dovezile din prejur. Noi te ajutăm, acestea sunt dovezile, da, pro și contra, și te rog să iei tu o decizie ca să poți să-ți formezi singur un sistem de referință. Crezi că atunci când Darwin a gândit structura acestei filozofii, acestei teorii evoluționismul, s-a gândit sau a fost conștient de consecințele pe care evoluționismul le va avea în timp? Nu și-a dat seama probabil de consecințele
teoriei pe care o formulase, în schimb era conștient de două lucruri. Știa foarte bine că tot evoluționismul sau serie de teorii implicate de evoluționism are ca scop îndepărtarea științei de scriptură. Deci într-un set de scrisori scrie clar despre la el părintele geologiei, care spune că scopul său era să elibereze știința de Moise, deci să elibereze știința de scriptură. Da. El știa foarte bine, pentru că singura pregătire pe care o avea era cea de teolog. Da? Da. Nu terminase nimic mai mult decât o facultate de teologie. Știa foarte bine că tot ceea ce spune este în contradicție crasă cu Scriptura. Ei nu și-a dat seama de implicațiile a ceea ce se întâmplă astăzi. Da? În schimb, știa foarte bine că omul care se îndepărtează de Scriptură ajunge în derivă spirituală și în derivă sufletească, în derivă personală și în derivă socială. Deci știa foarte bine că are implicații grave ceea ce face și totuși a făcut-o. Ce rezolvare ai putea să propui ascultătorilor noștri? N-aș vrea să fie o discuție așa sterilă, să discutăm discuții, ci vreau să oferim o soluție. Una dintre cele mai interesante răspunsuri la munca pe care o desfășurăm în lume a venit din partea unor persoane din Africa de Sud, care cu tot creștinismul pe care îl propovăduiau și îl și trăiau, aveau totuși probleme cu oamenii și cu creștinii de culoare nealbă. Deci da, eu sunt creștin, cred în Scriptură, aleluia, dar eu sunt alb, el nu e alb. Deci da, noi ne iubim, dar el tot nu e alb. Da? Până când a primit această casetă despre originea raselor. Da? Și i s-a adus aminte cu dragoste, însă cu durere, că toți ne tragem după potop de la Noe și scumpa lui soție. Și că fiecare dintre fiii lui, da, sunt de fapt fondatorii câte unei rase. Dacă citim Scriptura, vedem că fiecare, numele fiecăruia este câte o altă culoare. Dacă mama și tata sunt aceiași, nu putem să mergem acasă, să stăm la aceeași masă a unei omeniri scăpate de potop prin Noe, prin Harul lui Dumnezeu. Nu putem să stăm la masa aceasta de familie, care cu atât mai mult este masa lui Hristos, și să-l desconsiderăm pe celălalt din cauza culorii. De ce? Pentru că nu numai că ne este frate în Hristos, ci ne este frate de la aceeași mamă și de la aceeași tată. Toți după potop, de fapt, suntem stră. Deci noi doi avem, nu numai, putem să spun, avem de două ori aceleași rudenii, nu? Avem pe Eva și pe Adam și după aceea pe poate pe doamna Noe. Poate pentru unii ascultători ar părea ciudat din aceeași părință iasă așa de multe rase de oameni, sunt albi, chiar albi sunt de mai multe feluri, unii sunt mai bruneți, alții sunt mai blonzi cu ochii albaștri, unii au ochii mai de chinezi, alții au culoarea pielii negre. Cum se face că din aceiași părinți să iasă o așa de mare diversitate de oameni? Mi-aduc aminte, în urmă cu 4 sau 5 ani, era un scandal și totodată o uimire. Într-un cuplu de negri, soția celui negru și ea negresă a făcut un copil mulatru. Și normal, soțul a fost foarte mirat cum din doi părinți negri au ieșit un copil mulatru și a acuzat-o de infidelitate pe soția lui. Soția știa normal că nu a fost cu nimeni și i-a explicat soțului. Acesta n-a vrut să o creadă și a făcut un test de paternitate. Normal că a ieșit el ca tată și tot n-a vrut să creadă și i-a făcut un test genetic acelui copil, un test mult mai amplu și mai detaliat, și cercetătorii au rămas uimiți că la nu știu câte combinații ale generelor iasă un copil de altă culoare. Pigmentul care dă culoarea pielii se poate modifica în timp. Este una dintre
explicațiile pe care le putem da ascultătorilor noștri, cum că din aceiași părinți suntem atât de diversificați și totuși ura rasială nu mai are niciun suport. Nimic, absolut niciun. De ce sunt totuși culori diferite de oameni? Dacă privim geografia post-deluviană, deci de după potop, da? Și repartizarea demografică din lume, nu ne este nouă interesant să vedem că acolo unde este nevoie de un ecran puternic de protecție împotriva razelor soarelui, găsim persoane de culoarea pielii foarte închisă, da? Și nu trebuie decât să mergem în lume și să vedem, da? Acolo unde nu, deci în regiunile nordice, îi găsim din ce în ce mai puțin colorați. Un detaliu destul de interesant pe care poate mulți telespectatori nu-l cunosc. Acele persoane cu culoarea pielii închisă care trăiesc în țări nordice au nevoie de un aport substanțial și adăugat dietei lor alimentare de vitamina D. Există țări unde se fabrică în mod special lapte cu vitamina D pentru persoane cu culoarea pielii foarte închisă. De ce? Pentru că vitamina D se sintetizează și are nevoie pentru corpul uman pentru sintetizarea vitaminei D de razele soarelui, de soare. Da? Deci cineva care are culoarea pielei închisă va avea nevoie de destul soare ca să sintetizeze o anumită cantitate de vitamina D. În momentul în care ajunge într-o țară cu foarte puțin soare sau aproape deloc pentru o perioadă mai mare a anului, va suferi de rachitism dacă nu îi se administrează vitamina D în plus. Deci a știut Dumnezeu pe cine, unde trimite. Deci, de aceea, în Australia, de exemplu, îi găsim pe băștinașii care n-au niciun fel de probleme cu cancerul de piele, dar îi găsim pe descendenții scoțienilor și ai britanicilor, care sunt cea mai mare incidență de cancer de piele din lume, se află unde? În Australia. Acolo, o pălărie de piele de aproape, 5-6 mm grosime este un artificiu vestimentar sau un articol vestimentar pentru toată perioada anului. Deoarece au nevoie, dacă vor să se protejeze de razele soarelui, pentru că trăiesc într-un mediu care nu le-a fost exact repartizat de sus. Am văzut împreună, dragi ascultători, că știința a avut ca scop principal, la început, o direcționare, un scop principal a avut pe Dumnezeu. Aș vrea acest scop să ne călăuzească pe fiecare dintre noi. Aș vrea ca să ne întoarcem la știința autentică. Am făcut astăzi diferență între o știință pervertită și o știință autentică. Aș vrea ca fiecare dintre noi să fim călăuziți de acest tip de știință autentică. Vă mulțumesc pentru timpul care ne l-ați acordat. Romulus, încă o dată mulțumesc și ție. Și eu vă mulțumesc. Până la următoarea întâlnire, toate cele bune!